Ciao, și bine ați venit pe canalul meu. Mă numesc Ralu și astăzi am făcut acest tort rapid fără coacere, cu crema acrișoară de lămâie, cu un decor frumos din to ciocolată topită. Îl găsiți în cutia de descriere. Este foarte pufos și delicios. Pentru această rețetă aveți nevoie de 400 de grame de biscuiți 80 de grame de unt topit, mărunțim biscuiții. Dacă nu aveți un robot, puteți să-i puneți într-o pungă și să-i sfărâmați într-o pungă. Adăugăm untul, amestecăm. Turnăm compoziția într-o tavă și cu o suprafață plană uniformizăm toată suprafața. Pentru această rețetă de cremă aveți nevoie de. 80 de grame de zahăr pudră, un pliculeț de zahăr vanilat, o jumătate de lămâie stoarsă doar ziama, 800 de grame de iaurt grecesc, un pliculeț de gelatină final mărunțită. Adăugăm apa peste gelatină și o lăsăm deoparte. Ne apucăm de cremă. Peste iaurtul grecesc, adăugăm zahărul pudră, zahărul vanilat și amestecăm ușor. Adăugăm ziama de la lămâie treptat și amestecăm. Puțin câte puțin și amestecăm iar. Gelatina final mărunțită o punem la baimarin și amestecăm. Va trebui să arate așa. O adăugăm peste cremă, puțin câte puțin, și amestecăm continuu. Așezăm compoziția în tavă. Vă ajută mult hârtia de copt. O lăsăm peste noapte la frigider. Am scos-o a doua zi. Dăm inelul jos și uitați ce ușor se desprinde de pe, fol... de pe hârtia de copt. Arată super bine, este foarte drăguță și vom orna cu acest, acest decor de ciocolată topită, care îl găsiți pe, în cutia de descriere pe canalul meu. Arată foarte bine, este foarte drăguț, este în spiritul sărbătorilor de Crăciun. Este o prăjitură rapidă, ușor de făcut și chiar foarte frumoasă. Vă mulțumesc că urmăriți canalul meu. Nu uitați să vă abonați, să mi dați un like. Pe curând, pa pa.